Bun, începem. Da, sigur. În regulă. Numele meu este Andrei Barbu. Lucrez ca Senior Security Analyst în cadrul companiei SecureWorks. Fac parte din echipa de incident response pe partea de endpoint security. Ca produse, tehnologii, folosim cam toate produsele de la McAfee, cred, e-policy orchestrator, solid core, native encryption, McAfee proxy, firewall, HIPS, virus scan, deci cam toate. Inclusiv database security, Cylance, SysQuant, Splunk, Ironport, Venafi și așa mai departe. Prezentarea pe care am făcut-o am vrut să fie de fapt mai mult un ghid introductiv așa, astfel încât toată lumea să poată înțelege ce e o vulnerabilitate, ce e un exploit public și cum se folosește un exploit public. Bun. Practic, ce este un exploit? Un exploit profită de o slăbiciune a unui sistem de operare, a unei aplicații sau hardware-ului unui calculator sau dispozitiv electronic. În cazul de față o să fac referire la o aplicație web ca să înțelegeți mai bine. În momentul în care aplicația funcționează as designed, ca să zic așa, am numit o execuție normală, dar ce se întâmplă când ea intră, să zicem, într-o stare anormală, abnormal state? Aici am definit eu, este definiția mea, eu văd orice problemă de genul ăsta la început ca pe un bug care analizat se poate transforma într-o problemă de securitate, vulnerabilitate pe care un atacator o poate folosi pentru a crea un exploit pentru aplicația web. Important și de menționat aici că asta nu înseamnă că orice bug reprezintă o vulnerabilitate, însă orice vulnerabilitate reprezintă un bug. Adică, spre exemplu, să zicem că avem un form în care introducem niște date și acolo este și un buton de send și butonul de send nu are funcționalitate. E clar că nu reprezintă o problemă de securitate, ci este doar un simplu bug funcțional. Probabil lipsește codul din spatele butonului sau e o altă problemă legată de programare sau de cum a fost dezvoltată aplicația respectivă. Bun, deci pentru a crea un exploit avem nevoie de vulnerabilitate. O schemă logică simplistă ar fi așa. O execuție neintenționată a userului, nu știu, un exemplu, dai reload de mai multe ori într-o aplicație, înainte, înapoi, spamezi un buton, chestii de genul ăsta, sau introduci date care în mod normal n-ar trebui să poată fi introduse în câmpul respectiv, chestii de genul. Pe urmă, avem un bug,
Bug-ul se transformă în vulnerabilitate, iar vulnerabilitatea e folosită pentru a crea un exploit. Exploiturile, în general, modifică fluxul de execuție al aplicației sau pot provoca blocarea ei, rezultând într-un denial of service. O aplicație poate interacționa sau comunica cu un user local sau unul remote, spre exemplu, un server web ca Apache sau Nginx sau alte servicii cum ar fi FTP-ul. Sau cu o altă aplicație, DLL sau alte librării. Pentru cine nu știe, DLL-ul vine de la Dynamic Link Library. Practic este o librărie de funcții și alte informații care pot fi folosite de un program. Avantajul este aici că pot fi folosite de un program sau de mai multe programe în același timp. Unele DLL-uri vin instalate odată cu sistemul de operare, altele sunt instalate când instalăm alte software-uri local. Bun. Deci, orice interacțiune înseamnă date, iar datele pot fi exploatate. Am luat un exemplu aici, modul în care sunt datele stocate în memoria RAM. Deci avem două secțiuni, secțiunea de date și secțiunea cod. Da? În secțiunea de date, în mod normal, nu se poate executa nimic din cauza bitului no execute sau ADEP. Pentru cine nu știe, am explicat pe scurt ce este no execute bit. Este o tehnologie utilizată în procesoare pentru a separa zonele de memorie, ca acestea să fie folosite fie pentru stocarea instrucțiunilor procesorului de tip cod, fie pentru stocarea datelor. Practic, un potențial sau un atacator trebuie să execute ceva în secțiunea de date. Când se întâmplă acest lucru, intervin aceste tehnologii de mitigare a riscurilor ale sistemului de operare, cum este DEP-ul, care practic este o protecție a memoriei sistemului. Acestea intră în acțiune și de obicei aplicația se va bloca sau va da crash. Deci, în momentul în care aplicația crashează, avem un bug. Nu voi intra foarte mult în detalii aici. Există multe tehnici care pot fi utilizate pentru a ocoli aceste tehnologii de protecție. Bun, am luat un scenariu real, da? Un atacator creează un document PDF malicios pentru o versiune vulnerabilă de Acrobat Reader și îl trimite prin e-mail unei victime. Dacă victima are aceeași versiune vulnerabilă de Acrobat Reader și execută fișierul PDF malicios, practic este declanșat bug-ul și apoi intervin tehnicile pe care le-a folosit el de ocolire a protecțiilor sistemului de operare. Odată ce codul malicios este executat în
secțiunea de date, victima este compromisă. Deci, secțiunea de date despre care am discutat anterior aici, pe care am prezentat-o aici. Ca recomandare, de asta e bine să nu folosim versiune outdated de OS, softuri, nu știu, Acrobat Reader, suita Office, browser, WinRAR, VLC Player și așa mai departe. O clasificare a exploiturilor ar fi după modul cum comunică cu sistemul sau software-ul vulnerabil. Avem exploituri remote, care sunt și cele mai periculoase, pentru că nu avem nevoie de acces prealabil, adică să fie avut acces dinainte la sistemul vulnerabil. Și mai sunt exploiturile locale, care necesită acces la sistemul vulnerabil. Cel mai des întâlnite ar fi acelea care măresc privilegiile persoanei care rulează față de cele acordate de către administratorul de sistem. Deci, practic, noi suntem guest, executăm exploitul respectiv și devenim administratori sau root în cazul sistemelor Linux. Bun, căutarea exploiturilor publice. Există, cred, mii de exploituri publice disponibile online. Sunt o grămadă de baze de date, Google, GitHub, Pastebin, altele. Așa, unele sunt tranzacționate în mod privat. Aici putem menționa platformele Zerodium sau Crowdfence, unde se tranzacționează exploituri în mod privat. Altele sunt păstrate ca zero day-uri și exploatate. Practic, un zero day este o vulnerabilitate necunoscută sau neadresată, însemnând că încă nu este un patch disponibil pentru ea, a unui software sau sistem de operare. Accesând următorul link, puteți afla mai multe, un link către Wikipedia. Bun, mai departe. Ca sfat, înainte de a descărca orice exploit public, trebuie să fim conștienți că sunt și foarte multe exploituri fake, care odată executate pot crea un backdoor pe sistemul nostru, ne pot afecta sistemul de operare sau datele stocate pe hard disk. Bun, și am luat aici, am un exemplu, pardon. Haideți să deschidem ăsta. Se vede, da? Da, e ok. Bun. Bun, aici am căutat practic pe Google, da, intri și cauți Apache Zero Day Exploit. Și e primul, practic, din această listă, da? Bun, la prima vedere,
totul pare ok, pare legit, ne spune cum să-l copiem aici, cum se folosește el, cum se execută după compilare. În schimb, vedem aici un shellcode care nu știm ce face, da? Bun, o variantă elegantă ar fi programatic, nu știu, folosind Python și așa mai departe, să-l decodăm. Dar dacă nu, să spunem că nu avem cunoștințele necesare sau la îndemână în momentul respectiv resursele respective pentru a-l decoda așa profi, putem folosi, nu știu, un serviciu online. Și haideți să căutăm tot pe Google. Da, îl luăm pe primul, băgăm aici shellcode-ul, avem pe aici niște, dar este destul de intuitiv, adică vedem practic shellcode-ul respectiv, rescrie etc. shadow și etc. password din Linux, și apoi rulează recursiv rm-rf, adică șterge tot. Deci e un exploit fake. Da? Bun, pentru cine nu știe, în etc password și etc shadow, în Linux sunt informații esențiale sistemului de operare. Mai exact, acolo sunt în shadow sunt stocate toate parolele encrypted și în password sunt stocate informațiile legate de cerute practic la logarea în sistem. Adică sunt în plain text, sunt niște liste, puteți intra și ca să vă faceți o idee despre cum sunt stocate datele acolo. Este o listă cu toate conturile de pe sistemul respectiv, user ID, group ID, home directory pentru fiecare user, shell-ul pentru fiecare user și așa mai departe. Deci odată astea practic șterse, nu o să mai putem face mare lucru, nu o să mai putem face nimic. Bun, aici niște resurse de încredere pentru găsirea exploiturilor publice. Când o să vă pună Ionuț la dispoziție prezentările, o să le puteți accesa pe toate, să vă faceți o idee, să vă familiarizați cum sunt. Deci, practic, sunt sub toate acestea, sunt sub forma unor baze de date, da? Unde se poate căuta după termenii doriți, exploituri și așa mai departe, pentru fiecare sistem, aplicație. Bun, când căutăm un exploit, vedem mereu denumirea de CVE. Ce este un CVE? CVE este prescurtarea de la Common Vulnerabilities and Exposures. Este un sistem de referință lansat undeva prin 99, cred, septembrie, parcă, utilizat pentru catalogarea vulnerabilităților și exploiturilor cunoscute public. Este o autoritate aflată sub,
sub conducerea Mitre, care administrează acest sistem. Iar fiecare CV are un identificator sub forma unui ID unic, care este atribuit de către o autoritate, CNA se numește. Da. Mai departe, acum am un demo în care voi prezenta practic cum funcționează un exploit local pe o mașină cu Ubuntu care folosește outdated, deci practic o versiune foarte, foarte veche, 11.10, este end of life. Am avut inițial un VPS pe care am vrut să vi-l pun la dispoziție, dar între timp a crashat și n-am mai putut recupera nimic de acolo și am rămas cu mașina virtuală locală. Bun. Haideți să... Să deschid asta. Nu știu dacă se vede. Da, e ok, se vede pe același ecran. Ok. Nu știu dacă are rost să pui full screen să nu cumva... Dar acum se vede. E bine așa? Da, e ok. Da, se vede perfect. Bun. Hai să vedem. O să întâmpinați dacă vreți să vă jucați o grămadă de probleme fiind end of life. Dacă între timp vi-l descărcați și vreți să vă jucați, o să vă dau și o soluție ca să vă în continuare să aveți repo-urile disponibile și practic să fie cât de cât utilizabil. Bun. În prima fază trebuie să vedem ce versiune de kernel avem, da? Bun, pentru asta rulăm comanda aceasta. Vedem versiunea aceasta. Hai să facem aici un... Și ce facem? Deschidem un browser. Da, exploit. Foarte probabil nu o să meargă din cauza certificatelor și așa mai departe. La fel și dacă o să încercați să-l descărcați folosind VGET sau nu știu alte chestii, am găsit în momentul în care sunteți conectați prin SSH, practic nu o să mai aveți problema asta, o să puteți da copy-paste, o să puteți să vă jucați cu niște chestii pe acolo. Dar în mașină virtuală e un pic mai dificil. Trebuia să adaug certificatele, era bătaie multă de cap. Un orică round ar fi, practic, de pe host, da?
de pe mașina noastră, deci de pe Windows, cum ar veni, căutăm exploitul respectiv, accesăm pagina, îl vedem, îl putem, textul putem copia, da? Și îl putem urca pe Pastebin, da? L-am urcat eu între timp și este acesta, da? Haideți să îl și vizualizați. Sper să meargă. Bun. Ăsta e practic exploitul descărcat. În prezentare aveți și un step-by-step pe care puteți să-l urmați cu screenshot-uri. E foarte util și intuitiv. Nu cred că o să aveți probleme. Și între timp, dacă vreți să vă jucați, vă stau la dispoziție să vă, dacă aveți întrebări, să vă ajut sau... Bun. Mai departe, haideți să-l... Da, aici, că uite, mi-au venit acum niște idei, ar mai fi soluții. Dacă nu vă merge, să încercați să-l copiați prin SCP, prin SSH, adică să-l compilați la voi și să îl trimiteți prin SCP. Puteți să-l urcați pe un host din ăsta de file sharing și să-l descărcați de acolo dacă se poate. Sunt soluții. De ce zic? Pentru că în cazul ăsta nu o să vă meargă curl-ul și multe chestii nu merg cum trebuie, din cauza că e end of life și sunt probleme cu certificatele SSL. Bun, hai să-l descărcăm. Așa. Bun, dă o eroare aici. Hai să încercăm așa. Da, l-a descărcat. Hai să îl redenumim ca să fie exact ca în pașii pe care vi-am dat eu. Deci, 2R. Așa. I-am zis test.c. Stai. Da, l-am șters în loc să-l... Da. Bun. Așa, test.c. Așa, acum trebuie să-l compilăm. Să-l numim exploit. Vedeți, este aici. Bun, și acum să-l executăm. Și după cum vedeți, că așa ne putem da seama, deci când e user normal, avem dolarul acesta, când ești root, se transformă în hashtag-ul ăsta. Da, bun. Și acum, odată ce suntem, deci hai să și verificăm. Suntem root, da, deci într-un utilizator cu drepturi limitate, suntem root și acum putem să ne jucăm, nu știu, spre exemplu, hai să adăugăm un alt user nou cu drepturi de root. Așa. Aici, enter, enter, enter.
Bun, l-am așa, l-am adăugat și acum să-l adăugăm în grupul de sudo, da? Așa, sudo. Bun. Și ca să vedem că este în grupul care trebuie. Vedeți, deci este BinSH, este sudo. Și acum, dacă, nu știu, exploitul, sistemul de operare va fi updatat, exploitul șters, speciuit și așa mai departe, avem userul ăsta, ne putem folosi de el, dacă nu, bineînțeles, nu e descoperit pe sistem. Dar, în mare, cam așa funcționează. De menționat, o să opresc acum puțin și să revin la prezentare. Deci, după cum puteți vedea, aveți step by step aici, pas cu pas, ce trebuie să faceți, cum să faceți. Cine vrea să afle mai multe despre exploit, am pus aici un link către GitHub. Practic, exploitul acesta este un LPE, Local Privilege Escalation, este scris în C. Exploiturile de acest tip sunt foarte complicate și mai greu de înțeles, deoarece necesită cunoștințe avansate de OS internal și programare. Aș vrea să intru în detalii, dar deocamdată sunt chestiuni care mă depășesc și pe mine. Bun. Mai departe, ca să aveți toți pașii. Deci, practic, problema aceasta pe care o exploatează exploitul acesta e generată de către o verificare incorrectă a scrierii în memoria unui proces folosind PROC, Process ID Memory. Da? Pentru cine nu știe, și chiar îi recomand în Linux să intre să se uite în PROC. PROC este un sistem virtual de fișiere, deci practic acolo nu sunt stocate fișiere reale, dar vă ajută foarte mult ca să înțelegeți cum funcționează Linux-ul. Da? Pentru că în PROC el este ca un director în care se află toate detaliile despre un sistem. Deci, kernel, memorie, mounted devices, inclusiv hardware configuration și așa mai departe. Da? Mai departe, în Process ID, cred că este destul de intuitiv. Acolo se află fișiere și directoare care conțin informații despre procesele din sistem și ID-ul fiecărui proces. Iar în memorie, deci mem, este folosit pentru a accesa memory pages, paginile de memorie ale unui
proces, da. Ca să înțelegeți așa în mare cam cum funcționează. Bun, mai departe, soluțiile, ca să, că o să vedeți, o să întâmpinați o grămadă de probleme, nu o să meargă curl-ul, nu-l mai puteți instala, trebuie să modificați repo-urile de la Ubuntu, sunt o grămadă de chestii, dar mă întrebați și sunt aici, vă răspund. Bun. Că folosisem în timpul demo-ului, am folosit GCC, este un compilator, practic o colecție de compilatoare pentru C, C++ și altele, exploit-ul fiind scris în C, de asta am folosit acest compilator. Bun, ați văzut mai devreme, așa se numește exploit-ul și cam asta a fost. Dacă aveți întrebări, n-am apucat și îmi cer scuze pentru asta să mă uit. Imediat să opresc asta. Da, întreabă cineva dacă sunt adevărate zvonurile că o grămadă de zero days, poate chiar mai multe decât exploiturile publice, sunt ținute, stocate și exploatate de băieți de la NSA și așa mai departe. Sincer, nu știu dacă au mai multe exploituri decât cele care sunt publice, dar în orice caz, da, sunt păstrate private și exploatate in the wild. Dacă știți, au fost leak-uri de la NSA, de la alte companii care scriau exploituri sau vindeau exploit kituri și așa mai departe. Și da, au foarte multe, au echipe dedicate care dezvoltă exploituri, caută exploituri, dezvoltă și da, exploatează sistemele pentru diverse scopuri. Un certification, mă întreabă altcineva. Un certification path pentru a câștiga mai mult knowledge pe area asta. Da, e destul de greu să dau aici, să dau un sfat, o sugestie, adică vă spun cum am început eu, cum a început pentru mine tot drumul ăsta pe partea de online security. Practic a fost un hobby așa de timp liber, o pasiune care treptat s-a transformat într-un loc de muncă. Citeam cam tot ce-mi cădea în mână la început, inclusiv foarte multe chestii pe care nu le înțelegeam. Și acum sunt foarte multe chestii care mă depășesc.
dar citeam foarte mult. Este un blog pe care vi-l recomand. Numai puțin să opresc aici. Să vedem. Acesta vi-l recomand cu încredere, este foarte mișto. Deci să nu îl confundați cu mai este un Hacker News, nu știu, proiectul unui indian, ăla nu vi-l recomand. Dar ăsta vi-l recomand cu tărie, intrați, citiți, participați dacă puteți. Ca certification path, da, ar trebui și dacă vreți să-mi dați mail-urile voastre, o să vă trimit un mail cam cu ce cred eu că v-ar putea ajuta, așa ca să, ca un fel de step by step. Clar, aveți nevoie de cunoștințe de Linux. Aș începe, nu știu, cu un LPIC, cu ceva de la Linux Professional Institute, parcă se numește. Și pe urmă aș lua-o, bineînțeles, cu Basics. O să vă fac un mail dacă vă interesează și vă trimit toate ce consider eu. Sunt... E și o carte, parcă așa o cheamă pe tipă, să nu, sper să nu greșesc. Da. Așa o cheamă și are o carte, exact asta este, pe care vă recomand, chiar este de calitate și are o introducere în hacking și acoperă aproape tot. Și e, chiar e făcut așa pe înțelesul tuturor. Vă recomand cu încredere. Bun. De ce nu fac un blog? Da. Bună întrebare. Până acum nu... Da. Treaba altcineva, da. Cred că e la mișto întrebarea, dar o să răspund și la întrebarea asta. Pot să sparg NASA dacă citesc cartea aia? Da, pot să sparg NASA dacă citești cartea asta. NASA nu este o... Deși nu au pe partea de web și așa, nu sunt secure. Nu știu dacă intenționat sau nu, dar în general eu îl văd tot ce ține de NASA și ce e în clearnet așa, ca un honeypot. Dar poți să încerci și să vezi ce se întâmplă. Nu cred că în 2020 o să îți fie bine. Bun, să fac un blog ca să revin, că scuză-mă că n-am terminat, am sărit de la una la alta. Da, până acum nu mi-am pus problema asta. Sincer, în ultima vreme nici timpul nu prea îmi permite. Sunt familist, am și un bebeluș și e destul de greu. Dar da, o să iau în considerare și e un sfat foarte bun. Cred că m-ar ajuta și pe mine ca să-mi stochez informațiile pe care le... sursele pe care le găsesc și de multe ori nu am timp să le citesc, să le studiez și de foarte multe ori uit de ele și așa. Bun, sper că răspunsul e pe placul tău. Mai este... Cineva mai are... Father by day, hacker by night.
Da. Da, nu știu ce să zic cu Hacker by Night. Încerc să fac față între job, familie, business și ceva proiecte personale și partea asta de securitate online, să rămân la curent cu tot ce se întâmplă, că e foarte greu și cred că, uite, o chestie foarte importantă ca și sfat, cred că basic-urile nu sunt niciodată îndeajuns. Adică de fiecare dată iei un curs introductiv și îl studiezi și citești și o să vezi că pe acolo se strecoară informații de care probabil n-ai auzit sau nu știai sau... Și e ok că având niște baze solide, când reiei chestii se sedimentează mai bine informațiile și apoi o să-ți fie mult mai ușor în momentul în care vrei să treci la următorul nivel. Bun, mai avem 10 minute. Mai este cineva? Vrea cineva să întrebe ceva? Pe chat, dacă poți să vezi, s-a mai discutat câte ceva. N-am văzut, scuze. Da, nici eu până acum. Imediat. Nu mai văd nimic pe chat. Da, e ok, și văd că a mai postat cineva un link pentru download gratuit al unei cărți. Dacă mai sunt întrebări, atunci ești și pe Slack? Sunt și pe Slack. O să fiu în continuare aici până la 6, până când se termină conferința, 6:30. Puteți scrie și aici, direct și pe Slack, vă răspund. Adică, în general, răspund când am timp. O să vă răspund tuturor, fără nicio problemă. Repet, cine e interesat, pot să fac așa cum consider eu, adică ce consider eu că v-ar putea ajuta și pe voi personal și mai ales în cariera profesională, dacă vreți să vă dezvoltați în zona asta de securitate online. Vă mulțumesc frumos!